Stimați reprezentanți ai mass mediei, dragi invitați, dragi colegi, bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi are loc startul colectării datelor în cadrul celui mai complex și important studiu demografic generații și gen. Eu mă numesc Alena Cristei și sunt coordonatoarea programului Generații și Gen, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, și am plăcerea să vă prezint organizatorii acestui eveniment. În primul rând vrem să mulțumim gazdei acestui eveniment, doamnei secretar de stat, Nelia Rusu, reprezentantei Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, Nighina Abazade, directoarei adjuncte al Biroului Național de Statistică, doamnei Aurelia Spătaru, directorului general al companiei sociologice, Magenta, și avem în sală câțiva operatori de teren care au participat la pilotarea instrumentului utilizat în cadrul acestui studiu și ne vor relata primele impresii din teritoriu. În continuare, vreau să ofer cuvântul doamnei secretar de stat, Nelia Rusu. Doamna Leona, eu vă mulțumesc foarte frumos. Deci, stimați parteneri de dezvoltare, stimați colegi, stimați reprezentanți ai mass media, eu vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației de a fi astăzi alături de noi, împreună, în cadrul acestui eveniment important de lansarea studiului complex Generații și Gen. Deci cunoaștem că Republica Moldova trece prin schimbări demografice sau transformări demografice majore, care are implicații asupra structurii populației, asupra procesului de îmbătrânire, cât și a ratei de fertilitate. Aceste provocări ne determină să abordăm politici demografice bazate pe dovezi, și anume care să reiasă din necesitățile cetățenilor și care să răspundă așteptărilor acestora. Anume, din aceste considerente, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Biroul Național de Statistică, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Institutul Interdisciplinar de demografie din Olanda a încheiat un memorandum de colaborare în vederea realizării celui mai ambițios și complex studiu sociologic, și anume studiul Generații și Gen. Pe această cale aș aduce sincere mulțumiri partenerilor de dezvoltare care au făcut posibilă desfășurarea acestui proces. Deci, studiul Generații și Gen se va desfășura în anul curent, perioada ianuarie-iunie 2020. Deci vor fi intervievate circa 20.000 de persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 79 de ani din 153 de localități din întreg teritoriul Republicii Moldova. Important este să menționez că aceste persoane vor fi intervievate și peste 3 ani în baza evoluției aspectelor cercetate. Deci vrem să obținem o evoluție în dinamică a aspectelor cercetate. De fapt, această caracteristică este proprie unor studii longitudinale, așa cum este calificat și studiul Generație și Gen. Este important că acest studiu a fost până acum realizat în circa 24 de state. Deci vor fi în complexitate cercetate aspecte demografice importante din viața familiilor, a femeilor, a bărbaților, și anume care este atitudinea lor față de sănătate,
care este intenția lor de a crea sau nu o familie, intenția de a emigra, anume care sunt relațiile dintre generații, dintre părinți și dintre copii, care sunt relațiile dintre gen, încât de asemenea este foarte important. Și toate aceste rezultate, de fapt, vor servi ca temei pentru, pentru ca în perioada imediat următoare să venim cu abordări noi și cu politici demografice noi. Studiul respectiv se va desfășura conform standardelor internaționale în domeniu, va respecta procedurile aplicate în statistica oficială din Republica Moldova și, profitând de această ocazie și de evenimentul public de astăzi, îndemn cetățenii Republicii Moldova de a fi receptivi, de a participa activ la realizarea acestui studiu. Ori doar în aceste circumstanțe autoritățile Republicii pot obține o imagine clară și fidelă a situației demografice din țară și ulterior să răspundă în mod corespunzător. Avem siguranță că cu sprijinul partenerilor de dezvoltare și cu implicarea activă a specialiștilor din domeniu, cu suportul reprezentanților mass media, vom înregistra succese în desfășurarea acestui studiu și vom face deja și uz de rezultatele acestuia. Vă îndemn să participați activ, să fiți receptivi și deschiși operatorilor care vor bate la ușa dumneavoastră, fiindcă doar astfel poți fi vocea generației tale. Eu vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna secretar de stat, și ofer cuvântul reprezentantei Fondului Națiunilor Unite, doamnei Nighina Abazate. Dear Ms. Nila Russo, the State Secretary of the Ministry of Health, Labor and Social Protection, dear Ms. Aurelia Spataro, Deputy General Director of the National Bureau of Statistics, dear partners, colleagues and media representatives. We gather today for the launch of the Generations and Gender Survey, which is a comprehensive study that looks into the life's course trajectories, families, compositions, gender relations, and demographic trends. I would like to congratulate Moldova, sorry, please. Stimată doamna Nelia Rusu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, stimată doamna Aurelia Spătaru, director general adjunct a Biroului Național de Statistică, stimați parteneri, colegi și reprezentanți ai mass media. Ne-am adunat astăzi aici la lansarea sondajului Generații și Gen, care este un instrument, un studiu comprehensiv care analizează traiectoriile parcursului vieții, componenței familiei, a relațiilor de gen și a tendințelor demografice. I would like to congratulate Moldova for joining the international movement of 24 most advanced EU countries that have started their Generations and Gender Survey. Aș vrea să felicit Republica Moldova pentru faptul că s-a alăturat la mișcarea internațională a celor 24 de țări din Uniunea Europeană, care deja au lansat acest studiu Generații și Gen. Consisting of two parts, Generations and Gender, the study examines parent and child relationships and relationship between partners. It zooms into changes that are happening in people's life and barriers to have the desired number of children, infertility issue, unpaid care, economic activity, welfare state, reasons for out-migration, relations with grandparents and grandchildren, social networks, and many other aspects of daily life. Acest sondaj constă din două părți, generații și gen, și studiul va, și sondajul va examina care sunt relațiile dintre părinți și copii, precum și relațiile între parteneri. Acesta se axează pe schimbările care se întâmplă în viața oamenilor, precum și obstacolele care îi împiedică să aibă numărul dorit de copii, aspecte ce țin de infertilitate, servicii de îngrijire neremunerată, activitate economică, statut social, motivele pentru migrarea din țară, relațiile dintre bunei și nepoți, relațiile sociale, precum și alte aspecte ale vieții cotidiene. As it was highlighted already by the State Secretary, over 20,000 citizens of Moldova will be asked about their story.
And all these stories will be then form the basis for solid and complex demographic policies that address the root causes of population dynamics in the Republic of Moldova. Precum a fost menționat deja de doamna secretar de stat, peste 20.000 de cetățeni ai Republicii Moldova vor fi intervievați cu privire la istoria lor de viață. Toate aceste istorii vor forma baza unor politici demografice solide și complexe, care vor aborda cauzele cheie ale dinamicii populației din Republica Moldova. However, the success of this study and its impact on individual level depends on each of us. We count on those 20,000 respondents selected to participate in the survey, as they are the voice of the Republic of Moldova. As indicated by the State Secretary, the study starts now, but it will last for 9 years from now. Succesul studiului și impactul acestuia la nivel individual depinde de fiecare dintre noi. Noi mizăm pe cei 20.000 de respondenți care au fost selectați să participe în cadrul sondajului, așa precum ei sunt vocea Republicii Moldova. Cum a fost menționat anterior, studiul este lansat astăzi, dar va dura pe o perioadă de 9 ani. Participants will be interviewed now, then twice every 3 years, and this will allow to explore on family evolution in time and understand people's choices and preferences for decision making. Participanții vor fi intervievați în anul curent, dar de asemenea și de 2 ori la repetat la fiecare 3 ani. Aceasta va permite de a identifica care sunt evoluțiile la nivel de familie în timp și să înțelegem care sunt alegerile oamenilor și preferințele pentru procesul decizional. For us, for UNFPA, it is a power of choice that is essential in the debate on demographic policies. The privilege of having and making a choice should be equally available for both women and men. Pentru UNFPA, aceasta este puterea de alegere, care este esențială în dezbaterea privind politicile demografice. Privilegiul de a avea sau de a face o alegere ar trebui să fie în mod egal disponibil pentru femei, dar și pentru bărbați. GGS data from other countries proves that in most countries actual and desired fertility do not match, which signals on the existence of obstacles in society that prevent women from materializing their fertility intentions. Sondajul generației și gen, sau datele sondajului din alte țări, demonstrează faptul că în majoritatea țărilor, de fapt, intențiile de fertilitate factuale și cele dorite nu se potrivesc, ceea ce semnalizează faptul că există anumite obstacole în societate care împiedică femeile de a-și materializa intențiile de fertilitate. And only by understanding the specific demographic context of the country and investing into data and research, we will be able to find responses that are forward-looking, make families stronger, and respect the rights of each individual. Doar înțelegând care este contextul demografic specific al țării și investind eforturi în colectarea datelor și analizarea acestor date, vom fi capabili să venim cu niște răspunsuri care sunt comprehensive, care fac ca familiile să fie mai puternice, care asigură respectul drepturilor fiecărui individ în parte. We will be able to adapt policies that allow women to combine motherhood functions and career aspirations, increase fathers' engagement, and build a dialogue between generations. Aceasta va permite să, ca politicile să fie ajustate, astfel încât femeile să aibă posibilitatea să combine maternitatea cu aspirațiile de carieră, să sporească implicarea taților și, de asemenea, să consolideze dialogul dintre generații. The study will help to find solutions to respond better to aging population, low fertility, low life expectancy and low birth rate. Studiul, de asemenea, va contribui la identificarea unor soluții pentru a răspunde mai bine la aspectele ce țin de îmbătrânirea populației, speranța de viață și ratele natalității scăzute. So I want to congratulate the government of the Republic of Moldova for taking this approach in addressing demographic challenges of the country, and I would like to thank all partners for making the Gender and Generations program a reality in Moldova.
Aș dori să felicit Guvernul Republicii Moldova pentru această abordare în examinarea acestor provocări demografice ale țării. Aș dori de asemenea să mulțumesc partenerilor care au făcut posibilă desfășurarea programului Generație și Gen în Republica Moldova. My special thanks goes to the Ministry of Health, Labor and Social Protection, of course, National Bureau of Statistics and India UN Development Partnership Fund. Aș vrea să aduc mulțumiri speciale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a Biroului Național de Statistică, precum și Fondului Parteneriatului de Dezvoltare India-ONU. UNFPA, as a lead UN agency with more than 50 years of experience in the area of population dynamics, remain committed to provide support to the Republic of Moldova in conducting the study in the next wave, analyzing the data, using data efficiently so that demographic challenges are turned into opportunities for everyone. UNFPA, ca în calitate de agenție a Națiunilor Unite, cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul dinamicii populației, va continua să asigure sprijin Republicii Moldova în realizarea acestui studiu pentru următoarele etape, analizând datele colectate și utilizându-le într-un mod eficient, astfel încât provocările demografice să devină oportunități, să fie transformate în oportunități pentru fiecare. So thank you for being with us today and we are looking forward to further engagement with you. Thank you. Vă mulțumim că sunteți prezenți alături de noi astăzi și sperăm la o cooperare și pe viitor. Vă mulțumim pentru intervenție. Cuvântul se oferă doamnei Aurelia Spătaru, director general adjunct al Biroului Național de Statistică. Bună ziua, stimate doamne, stimate domnișoare, stimați domni. Aș vrea să mă alătur la cele spuse de colegele mele și, în principiu, nu cred că mai trebuie și eu să conving despre importanța acestui studiu pentru Republica Moldova, care se confruntă cu acele probleme demografice pe care le avem. Doar aș vrea să subliniez adițional că acest studiu, probabil ați înțeles, el este destinat, de fapt, cercetătorilor care sunt interesați de problemele demografice și elaboratorilor de politici care au nevoie de dovezi pentru a își planifica activitățile și măsurile pe care le au de întreprins pentru a schimba situația oamenilor țării și a cetățenilor acestei țări. Respectiv, programul Generație și Gen, de fapt, presupune două etape. În primul rând este colectarea celor date despre care au spus atât doamna Neghina cât și doamna Nele, dar totodată orice dată rămânând neutilizată, ea este inutilă. Și în cazul ăsta, a doua componentă a programului Generații și Gen este de fapt focusată și are drept obiectiv utilizarea celor date pentru elaborarea a unui șir de politici și strategii pentru a îmbunătăți situația populației care va participa la acest studiu și, în general, la populației întregii țări. Aș vrea să spun că rolul Biroului Național de Statistică în acest program a fost, de fapt, de a asigura prima verigă sau prima componentă de calitate pentru întreg programul și aici mă refer la extragerea calitativă a unui eșantion pe baza căruia se va desfășura, de fapt, studiul în teren. În cazul nostru, deci, pentru efectuarea activităților de eșantionare, noi am parcurs câteva etape. Prima din etape, de fapt, s-a referit la actualizarea sau la formarea unui liste sau a baze de eșantionare, din care apoi s-a extras eșantionul. Deci, pentru acea bază de eșantionare, noi, de fapt, am actualizat lista de locuințe și clădiri pe care am avut-o la Biroul Național de Statistică încă de la ultimul recensământ din 2014, dar dat fiind că recensământul a avut loc câțiva ani în urmă, respectiv listele noastre au avut nevoie de o actualizare. Și la fel, dumneavoastră cunoașteți că avem multe localități, în special acele care au o populație mai mică de 5.000 de oameni, în care nu sunt atribuite adrese.
Și în cazul ăsta a trebuit să completăm lista noastră de adrese a locuințelor și clădirilor cu informații adiționale. Deci, pentru Biroul Național de Statistică, acest exercițiu a fost și el o practică, o experiență, de fapt, inedită, pentru că, pentru prima dată în experiența Biroului Național de Statistică, am aplicat tehnologii de georeferențiere a clădirilor și locuințelor și, respectiv, am utilizat o aplicație GIS, în baza căreia de fapt am colectat acele date și am atribuit la locuințelor coduri geografice. Și pentru această experiență aș vrea în mod special să mulțumesc Fondului Națiunilor Unite pentru suport și Ministerul Sănătății, dat fiind că prin această activitate de fapt s-a contribuit și la consolidarea capacităților biroului de statistică. Deci, în rezultatul, de fapt, listing-ul l-am desfășurat pe un număr de 72.000 de clădiri în total, dintre care 48.000 de clădiri s-au dovedit a fi rezidențiale și, respectiv, în cadrul acestor clădiri am identificat 64.000 de locuințe. Deci, asta a fost prima treaptă de extragere a eșantionului. Ulterior, în baza acestui listing, a fost extras un eșantion aleator de circa 20.000 de locuințe, în care și se va desfășura acest studiu și, respectiv, acest eșantion pe care l-am furnizat este reprezentativ atât la nivel național, cât și la nivel de regiuni de dezvoltare, mai puțin UTA Găgăuzia, pentru că ea este parte componentă a regiunii de dezvoltare sud. Și în procesul de listare, inclusiv ca o modalitate sau o modalitate de asigurare a calității lucrului pe eșantionare, a fost inclusiv lucrul cu acei operatori care au colectat date despre locuințe și despre clădiri. Respectiv, eșantionul pe care l-am extras noi a fost transmis mai departe companiei care va colecta propriu-zis datele și aș vrea să mă alătur chemării și mesajelor colegilor mele, prin care am dorit foarte mult să încurajăm populația, atât tinerii cât și adulții, populația în etate, să participe la acest studiu, pentru că, într-adevăr, sloganul pe care îl are acest studiu, Fii vocea generației tale, de fapt, dă posibilitatea tuturor vouă ca să vă expuneți și să ne furnizați informații despre felul în care trăiți, ce probleme aveți și cum ați dori inclusiv să aceste probleme să fie rezolvate în viitorul cel mai apropiat. La fel aș vrea să menționez în concluzie despre un specific al acestui studiu. Deci, colegele mele au menționat despre acea noțiune de studiu longitudinal. Deci, astea sunt studii care se repetă, de fapt, cu o anumită periodicitate și specificul anume acestui studiu este că se vor analiza la aceste perioade de timp, peste câțiva ani, aceeași populație. Deci, în cazul ăsta, vom avea aceeași voce furnizând date despre evoluția situației în care se află acea persoană pe parcursul întregii vieți, dacă doriți. Eu doresc succes colegilor noștri care vor colecta date și ulterior elaboratorilor de politici care vor utiliza acele date pentru a aduce îmbunătățiri în viața oamenilor și în viața întregii comunități din țară. Mersi. Vă mulțumesc, doamna Spătaru. În continuare, ofer cuvântul domnului Dumitru Slonovski, care este reprezentantul companiei sociologice care va colecta propriu-zis datele în cadrul acestui studiu. Bună ziua, prieteni! Mă numesc Dumitru, sunt de la Magenta Consulting. Din 2006 încoace am implementat peste 1000 de sondaje în Republica Moldova, deci știm ce facem. După cum a fost spus, o să colectăm datele pe parcursul la următoarele 6 luni. Deja am pilotat acest chestionar, care este destul de voluminos. Pilotul a trecut cu succes.
Pe parcursul pilotului, de fapt, chiar datele au fost colectate mai rapid decât ne-am așteptat, respectiv acest studiu deja merge bine. Avem peste 100 de operatori de interviuri care au fost instruiți parcursul la 2 zile. Au fost instruiți atât despre conținutul chestionarului, cât și utilizarea tabletelor pe care sunt colectate datele. La instruire au mai participat și specialiști în gen, psihologi care au ajutat operatorii de interviuri să se prezinte mai bine și să interacționeze cu respondenții. Astăzi am mai invitat câțiva operatori de teren ca ei să împărtășească experiența lor care deja o au pe parcursul pilotului. Vă rugăm frumos, operatorii de teren, dacă puteți să vă apropiați în față pentru un mic discurs. Sau de pe loc. Haideți doar atunci de pe loc, vă rog. Bună ziua! Mă numesc Tatiana Grama, sunt operator de interviuri în cadrul companiei Magenta Consulting deja de 8 ani și la moment sunt responsabilă de Sudul Republicii Moldova. Din pilotare și deja din realizarea chestionarilor, care activez deja de o săptămână, din 22 de gospodării vizitate, am realizat 13 chestionare. Chestionarul este realizabil. Oamenii ne așteaptă cu mare drag și răspund cu deosebit plăcere, deoarece începând chestionarul își dau seama că este un chestionar într-adevăr de o importanță națională. Am avut un caz când un domn chiar s-a supărat că de ce la vecină am mers și la el nu am intrat, i-am explicat că revin, probabil că neapărat mă duc la dumnealui. Răspund persoanele indiferent, de 16, de 45 sau de 60 de ani. Îi găsim, chiar mergem în a doua jumătate a zilei, când se finisează orele de lucru, căutăm anume punctele selectate din lista pe care ni se în mână. Eu vă îndemn să participați la studiul Generații și Gen pentru viitorul cetățenilor Republicii noastre. Vă mulțumim și așteptați-ne, în curând vă batem la uși. Vă mulțumim frumos. Cine mai dorește să se expună? Bună ziua! Eu sunt reprezentanta organizației Magenta Consulting. Fac parte din această echipă frumoasă. Sunt responsabilă de sondajul dat în partea de nord a Republicii Moldova, în raionul Soroca anume. Noi mergem în teritoriu și aducem la cunoștință populația prin intermediul unei scrisori, o lăsăm, apoi ne legitimăm, mergem cu planșeta, facem studiu. Chestionarul este un puțin voluminos, dar de la caz la caz el nu pare așa de mare. Depinde de ceea ce răspunde persoana. Întrebări foarte interesante, lumea ne așteaptă. Chiar dacă unele persoane întâlnesc careva dificultăți, le vine greu ca să înțeleagă, le explicăm în limba apropiată lor, lumea vorbește diferit, ca ei să ne înțeleagă, îi așteptăm până ei înțeleg mesajul, ne răspund și sunt foarte receptivi. Deja de o săptămână merg în teritoriu, undeva la 29 de chestionare le-am efectuat până la prezent. Și îndemn toată lumea să participe. Este foarte un sondaj foarte interesant și sper că în baza acestui sondaj să fie făcut efectuate unele politici care o să fie înspre bunăstarea țării noastre. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc colegilor de la Magenta. De fapt, cel mai dificil lucru probabil că îl fac operatorii de interviuri care merg zi la zi în teren și pentru asta vă mulțumesc foarte mult. Vreau doar să mai menționez faptul că este lansat site-ul studiului și există și linia fierbinte la care respondenții sau potențialii respondenți pot apela oricând, pot întreba întrebări adiționale despre studiu, respectiv putem oferi la acest telefon toată informația necesară.
Da, la panou puteți vedea care este site-ul acesta. Include informații detaliate despre participare, despre studiu, informația este plasată în două limbi și la fel putem găsi câte ceva informații despre operatorii de teren care urmează să viziteze respondenții studiului generație și gen. Totodată, vă mulțumesc frumos, domnul Stanovski, vreau să menționez că începând cu ziua de astăzi urmează să fie lansată o amplă campanie de comunicare pentru a crește nivelul de informare și vizibilitate cu referire la acest studiu și în acest context vreau să menționez că a fost elaborat un spot TV care urmează a fi prezentat astăzi. Și Moldova în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru... Fiecare vârstă își are înțelepciunea sa. Fiecare generație are povestea ei de spus. Indiferent de vârstă, nevoile și dorințele noastre merită și trebuie să fie auzite. Iată de ce te îndemnăm să fii vocea generației tale. Participă la primul sondaj național Generații și Gen. Ajută statul să elaboreze politici ce ar spori nivelul și calitatea vieții populației din Republica Moldova. Batem la ușa ta! Deschide! Studiu organizat de Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. În continuare, vreau să dau startul sesiunii de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm frumos, dacă aveți întrebări, vă prezentați și menționați cui adresați această întrebare. Olga Sarivan, TVR Moldova, am o întrebare pentru doamna secretară de stat. Vreau să vă întreb cine va achita acest sondaj și cât costă el. Și încă o întrebare, ați vorbit despre faptul că în urma acestui sondaj vor fi elaborate politici ca să sporească calitatea vieții populației. Mai exact, ce fel de politici? Concret. Deci, vă mulțumesc pentru întrebarea respectivă. Cum am menționat, a fost semnat un memorandum de colaborare între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și Biroul Național de Statistică și Fondul ONU pentru Populație. Suma acestui studiu, deci, se estimează la $280,000, 197.000 sunt bani oferiți de către Guvernul Republicii Moldova, iar $83,000 sunt oferiți de către UN Development India Partnership prin intermediul UNFPA. Deci, cum s-a menționat și astăzi în parcurs de către colegii noștri, întrebările, într-adevăr, întrebările acestui chestionar sunt diverse. Ele vizează nu doar politicile sociale, dar și politicile de sănătate și politicile de gen. Și, deci ele se vor regăsi sau scanarea celor necesități se vor regăsi în politicile ulterior promovate, de ce ține de bunăstarea populației, ce ține de sănătatea populației, de partea ce reglementează relațiile dintre generații și gen. Deci vorbim de părinți, copii și relațiile de cuplu. Deci politicile ulterior elaborate vor fi în toate aspectele vieții. Dacă sunt alte întrebări, vă rog. Da, vă rog. Angela Antonovici de la NTV Moldova. Întrebare către doamna Nelia Rusu. Dacă se poate să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră în urma acestui sondaj și cât de necesar este el pentru Republica Moldova? Deci faptul că acest studiu s-a realizat în 24 de state, iar rezultatele pozitive care au fost generate de acest studiu au ajutat acele state, vorbim de state din Europa, vorbim de Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Franța, deci state care au avut necesitatea de a vedea care sunt necesitățile cetățenilor proprii pentru a interveni acolo unde este necesar. De asemenea, îmi doresc ca aceste rezultate să fie niște rezultate atât calitative cât și cantitative și să ajute toți actorii implicați în elaborarea și realizarea politicilor și să fie, într-adevăr, dovezi importante pentru viitoarele politici.
Alte întrebări, vă rog? Da, vă rog. Așa, Tatiana Munteanu, Canal 2 de la Știri. Am o întrebare către domnul Dumitru Slonovski, Magenta Consulting. Vrem să înțelegem cât durează sondajul ca timp dacă nu plictisește interlocutorul și ca volum, câte întrebări sunt aproximativ în acest chestionar? Vă mulțumesc pentru întrebare. Chestionarul durează în jur de o oră. Nu cred că plictisește, pentru că chiar și formularea întrebărilor este destul de interesantă. Nu este un sondaj care ține de anumite fenomene externe a familiei. Întrebările țin mai mult de persoana care răspunde la întrebări, respectiv este destul de interesant să răspunzi, pentru că ține de tine. Asta e unul. Doi, operatorii de interviuri pe parcursul trainingului care l-au avut două zile au fost instruiți și de psihologi cum să comunice cu respondentul, respectiv aplică anumite tehnici de comunicare asertivă ca să-i convingă să participe pe parcursul la tot chestionarul. Chestionarul chiar este destul de interesant pentru că ține de personalitate, de familie și de comportament, adică nu ține de anumite fenomene externe care poate anumiți respondenți sunt dezinteresați sau sunt plictisiți. Și încă o întrebare, ați spus că sunt peste 100 de operatori, din ce domenii vin aceștia, ce studii au în spate? Avem peste 100 de operatori, cum am zis, sunt din diferite domenii, sunt și profesori, sunt și studenți, sunt și pensionari, sunt oameni din Republica Moldova. Am avut grijă să instruim pe toți, am avut grijă să facem interviuri cu toți la angajare. Toți sunt angajați prin contract, toți au anumite responsabilități și parcursul pilotului, toți operatorii de interviuri deja au demonstrat anumite abilități de colectare a datei. Cum am zis la început, deja pe parcursul pilotului am observat că se colectează puțin mai rapid decât am așteptat. Respectiv, am investit foarte mult anume în operatorii de interviuri. Vă mulțumesc frumos. Alte întrebări? Vă mulțumim frumos. Da, încă o întrebare este, vă rog. Меня зовут Татьяна Султанова, я журналист издания Newsmaker. У меня вопрос к господину Слоновскому. Насколько я поняла, заранее выбрали 20 тысяч респондентов, а если люди не согласны? Mulțumim de întrebare. Într-adevăr, biroul de statistică a elaborat eșantionul. Orice persoană are dreptul să refuze chestionarului. Desigur că încercăm cât mai politicos să înțelegem care este motivul refuzului, dar orice persoană are dreptul să refuze să participe. Но в таком случае просто найдете другого респондента. Правильно? Да, есть анумита метода, статистика, при которой все селектируют următорый респондент. Еще хочу понять, речь идет о 20 тысячах людей или 20 тысячах семей? Есть ворба, где 20 000 господарей, и анумит, динкау за это, шавем 20 000, потому что арпутя фи анумит респондент, который рефуза. Но из одной семьи выбирают одного человека или опрашивают всех? Одного. О персона, да, один фамилии все интервьюируются о персона. И потом к этим же людям вернуться в течение двух следующих опросов. Да, к коррект. Этим же людям. Ага. Ну, как я поняла, по факту исследование началось еще в январе. Да? Мне студию аре май мульти этапе. Пенакум ам дин януари ам лукрат ла парте де Pilotare, am făcut training-ul pentru operatori, s-a programat chestionarul, deci sunt foarte multe etape pre-colectare date. Și acum deja merge colectarea propriu-zisă. Și prădlieță 2 iunie. Da, până în iunie. Da. Vă mulțumesc. Pentru a clarifica, deci evident că urmează să vizităm 20 de familii, dar noi ne așteptăm să avem minim 10.000 de persoane intervievate și chestionare validate, care urmează să fie realizate de către colegii și partenerii noștri din Olanda. Încă o întrebare, vă rog. Domnul Dumitru, vrem să înțelegem și noi, în caz că operatorul nu bate la ușa mea, unde pot găsesc eu acest chestionar, dacă pot pot să mă înregistrez și să-l completez singură, de una singură, fără un operator? Cum am zis, este site-ul
Site-ul chiar aici, sondajului. Să vă uitați la site-ul are mai multe informații. Puteți suna la linia fierbinte, adresa toate întrebările de ce ați fost selectați sau din contra nu ați fost selectați să participați în studiu. Nu cred că puteți completați chestionarul de sine stătător pentru că așa este metodologia. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!